aici, în zona avistat un mare oraș care avea dimensiuni impresionante. Ca lungime depășește 2 km și lățime avem circa 2 km. Au existat în acest oraș diverse, numeroase construcții din piatră, din cărămidă. Unele sau multe dintre ele erau prevăzute cu apeducte, construite din tuburi ceramice. Dar însăși construcțiile din piatră aveau un leam, un element de legătură, care astăzi cimentul, atunci era mortar, constituit din var în precădere. Și acest var stins, îl vedem deja aici, probabil scos din acest cuptor. Acesta e un cuptor de mari dimensiuni. E altceva decât am săpat până acum. E deosebit de frumos și indiciile sunt la suprafață, în sensul că avem aici un cuptor care are un perete de la 20 cm grosimii lutul și în lutul viu arsura a ajuns la fel, peste 20 cm. Cureți un cuptor, cred că de ars varul, este important deoarece chiar fiind din Costești și fiind specialist la secția cultură, patrimoniul cultural arheologic nu s-a prea valorificat în raionul Ialoveni. Sperăm că în urma lucrărilor de vara trecută, de acum, ceea ce planificăm pe viitor, proiectele care sperăm să le obținem finanțarea, să luăm, să prelucrăm, să cercetăm zone mai mari, să punem în valoare patrimoniul arheologic descoperit în localitatea Costești și nu doar. Cât este de greu să lucrezi aici? Destul de greu. În vară, dacă am lucrat pe temperaturi de plus 30 și 40, curge apa de pe tine, acum este foarte frig, practic deja suntem în iarnă, dar trebuie să scoatem acest complex sau, în caz contrar, putem să-l pierdem. Da. În momentul de față, încercăm să curățăm acest strat subțire de pământ. Mai exact, e un început de răzuire. Scopul acestei operațiuni este de a contura cât mai clar limitele acestui complex despre care v-au vorbit puțin mai devreme colegii. Această instalație de foc, mai exact acest cuptor de ars varul, îi putem atribui convențional termenul de varniță. Altădată, îndeletnicirile acestea de ardere a varului și de fabricare a materialelor de construcție erau extrem de prețuite în zonă, în special în perioadele mai vechi de istorie și filosofie. Cum este pentru tine, fiind în anul întâi, să vii la o asemenea descoperire, în întâlnire de la arheologia, destul de importantă pentru istoria Republicii Moldova și nu numai? Pentru mine asta este așa o favoare făcută din partea domnului Vornic, ca să vin la așa săpături. Mai rar studenți în anul întâi care vin la săpături arheologice, care au posibilitatea de a face practică și cunoștință cu vechile vestigii ale Republicii Moldova, adică monumentele, siturile arheologice medievale. Ne aflăm pe situl medieval Costești Gârlă, un sit medieval foarte important pentru istoria și arheologia națională. Ne aflăm în zona numită de specialiștii care au făcut cercetări în anii 50 pentru prima oară în această zonă, cartierul Olarelor. De fapt, e o zonă meșteșugărească care cuprinde, în afară de cuptoare de ars oale, și alte tipuri de cuptoare, între care și cuptoare de ars piatra de var. Acum ne aflăm chiar în zona unde s-au făcut cercetări timp de 2 săptămâni și s-a scos la lumină un cuptor de ars piatra de var. Un cuptor de dimensiuni mari, care are pe interior un diametru de 4 metri, așa, și cuptorul respectiv este alcătuit din două componente, să le spunem. Cuptorul propriu zis, care are, spuneam, un diametru de 4 metri și o adâncime de 3,20 m. E de formă tronconică, mai larg la gură și mai strâmt spre bază. În zona
dinspre frunt are un diametru de circa 2 metri și jumătate. Spre est de cuptorul propriu zis se găsește groapa de alimentare cu combustibil care a fost prinsă doar în parte și dispărțită este de cuptorul propriu zis de cura de alimentare, care e de fapt un canal, așa, cu o lungime de peste 1 metru și o lățime de circa 1 metru. Această groapă de alimentare cu combustibil sau groapă de acces spre cuptorul propriu zis, vedem că are o adâncime de la nivelul identificării, așa, haideți să vedem, așa, de 1 metru și 80 cm. Vedem în partea superioară straturi de var și multă arsură, straturi care se succed până spre bază, într-o zonă unde avem un strat de lut prăbușit. Lut umblat, care are o grăsime de aproape de jumătate de metru. Iar la bază avem un strat de arsătură, mult cărbune și cenușă. Cuptorul propriu zis, așa, care vedem că are dimensiuni impresionante. Am păstrat un martor pentru a studia această stratigrafie extrem de interesantă, căci vedem suprapuneri de straturi dinspre suprafață, spre bază, și avem aici un prim strat, așa, de culoare mai cenușie închisă, apoi urmează o lentilă de pământ ars, amestecat cu mult var și lut ars, dar și bucăți de cărămidă. După asta urmează un strat gros, de culoare cenușie gălbuie, pigmentat cu mult var și lut ars. Iar în partea inferioară a cuptorului, pe o adâncime de 1,40 m, avem un strat de var amestecat cu multe petre. În această zonă, zona centrală a cuptorului, vedem o alveolare care are o lățime aici de circa 1,5 m, continuă până în partea dinspre vest a cuptorului pe un diametru de la fel 1,50 m-1,60 m. Evident că acest cuptor a fost folosit intens, dovada e așa, atât pământul ars de jur împrejurul cuptorului propriu zis, cât și așa, acest strat zgurificat de var care s-a transformat în zgură. Vedem aici chiar bucăți mai mari de zgură transformată în sticlă, practic. Sticlă de culoare verzuie. O bucată aici și uitați acolo, iarăși, pe pereți, dinspre zona unde se ardea intens focul. Și avem această, așa, dovadă și în afara cuptorului propriu.